Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cătălin Tolontan e cu noi pentru arena lui Cătălin Tolontan. Bine a venit, Cătălin! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Asta atâta subiect, atâta știri importante și noi încât, ca să nu turuiesc, mizez pe contradicțiile care fac rubrica asta din când în când, nu atât de plictisitoare pentru oameni. Așa că vă rog, interveniți ori de câte ori puteți să mă întrerupeți, vă rog. Da. Ani de zile, România a trăit cu o tragedie, anume copiii din casele din centrele de plasament. Nici după 3 decenii, arată o analiză pe care colega mea, Medea Stanu, publică astăzi în Libertatea, după ce a vorbit cu toate cele 47 de direcții județene, statul român nu a reușit să-i scoate pe copii din centrele de plasament, au trecut 3 decenii de la Revoluție. Ultima minciună are loc chiar în aceste zile și este foarte spectaculoasă, în sensul în care se face reorganizarea din Condei. O lege recentă, de anul trecut, din 2022, solicită ca toți copiii să meargă din aceste centre mamut către centre mai mici, către case, către familii, în plasament, astfel încât să fie o atmosferă și să fie condiții cât mai aproape de condițiile, într-un climat cât mai asemănător cu cel dintr-o familie. Ce se întâmplă este că, de fapt, multe dintre centrele mastodont sunt transformate în case, între ghilimele, printr-o metodă simplă, și anume, citez, doar prin schimbarea plăcuței. Adică din mare este declarată mică acea casă, astfel încât să nu mai facă eforturile cei din județe ca să schimbe lucrurile. Situația este cu atât mai tristă cu cât, repet, nici după 30 și ceva de ani nu reușim să ieșim din această rușine națională a felului care îi tratăm pe copiii care se află în grija statului român, și cele care acționează cel mai rău aici, din păcate, sunt cele care trebuie să acționeze cel mai bine, pentru că, de fapt, acolo se duc banii și acolo muncesc mulți oameni pentru protecția copiilor, și anume județele. Și fac legătura cu cazul care a tulburat România, interesează România începând cu weekendul acesta, arestarea lui Dumitru Buzatu, șeful Consiliului Județean de la Vaslui. A existat un element, sunt foarte multe elemente interesante în acest caz de mită. Omul a fost prins în portbagaj cu cât era? 1,25 milioane, nu? Da. Trebuie să calculăm, da? 100 de milion de euric, de eurici. Da, eurici. Adică salariul unui român, salariul mediu al unui român pe 25 de ani. Da, sau salariul șefului ASF pe un an, net, aproape. Da, el câștigă 190 de mii. Bun și da, mai mult decât primarul New Yorkului. Da. Mai mult. Deci șeful, noi plătim și pe șeful ASF din România, mai mult decât plătesc New Yorkezii, plătesc New Yorkezii primarul. Uh-huh. Acum, vă dați seama totuși, avem dreptate că nu se compară să gestionezi ASF-ul cu să gestionezi un cătun din America, New York, adică normal să-l plătim. Bun. Și în noaptea în care el a fost, noaptea de vineri spre sâmbătă, în care a fost percheziționat și la domiciliu după ce au făcut la baltă, după ce au făcut flagrantul, că la baltă s-a făcut pe Valea Prutului, omul se duse la pescuit acolo și când a ieșit din bază l-au prins, l-au dus la locuința lui. Da. La locuință, în fața locuinței, a stat și a lăcrimat, că presa locală din Vaslui a dat aceste imagini și colega mea, Simona Voicu, care este din Vaslui, dar este membra echipei Libertatea, a reflectat tot acest moment, adjunctul șefului Direcției de Protecție a Copilului. Deci omul venit acolo în sprijinul loial până în ultimul moment, șeful pe care l-a numit acolo, era țuțărul lui, unul din țuțării județenei, șeful Consiliului Județean, a stat toată noaptea când au făcut percheziții la casa lui Buzatu, procurorii, și a plâns de mila șefului Consiliului Județean. Exact omul, unul dintre sindromul oameni. Stockholm? Ce sindrom Stockholm? Ăsta este sindromul Vaslui, ar trebui să-i spunem. Oamenii aceștia datorează tot, practic, ce au primit, că nu ce au realizat în viață, ce au primit acestor stăpâni, acestor baroni locali. Este o loialitate de... Cum? Au loialități de câini. Nu?
asta? Lui alitate de câine. Ați spune că exprimarea lui Vlad, stimați ascultători, este una metaforică. Nu e metaforică. Colega mea de la Vaslui, jurnalista Simona Voicu, a vorbit cu omul care a asistat la gospodarul, localnicul, care a asistat efectiv la momentul în care toți, în frunte cu Dumitru Buzatu, au fost opriți, scoși din mașini și au fost găsiți banii. Uh-huh. Erau două, ei mergeau cu două mașini. În cea de-a doua mașină era și personajul despre care vorbim. Adjunctul de la Direcția de Protecție a Copilului Vaslui. E, vezi, de-aia plângea că era traumatizat. Nu că de mila. Omul povestește gospodarul, nu? Că da. Cei de la DNA au făcut flagrantul, s-a nimerit să fie în fața casei lui. De-al mintea și vorbit cu ei la un moment dat, că li se terminase foarte amuzat momentul. În fine, n-are, e mai degrabă un moment trivial. Avea o problemă cu alimentarea de imprimante, că s-au dus cu imprimante acolo, mai printau documentele ca să le semneze oameni aia, în funcție de pe cine prindeau. Și au tras curent de la el, de la poartă, că n-au reușit să-și mai alimenteze imprimanta la mașină. Deci omul a interacționat, a văzut ce s-a întâmplat. Personajul și asta e bună. Care... Deci stai puțin. Deci cum procurorii s-au dus, hai, ia și imprimanta să tipărim. Gata, hai, dă drumul la imprimantă. Păi, cu ce dă șeful, că n-am curent? Nu mai mergea curent. Hai, tu curent de undeva. Omul, asta înseamnă să participi la schimbarea statului live, nu? Da. Vă dați seama, pe de altă parte, vă dați seama că scenele sunt ca în autocrațiile astea din Orientul Mijlociu. Uh-huh. Omul ăla știa, n-a știut de ce-i desfășura de forțe. Când a văzut că e Buzatu, vă dați seama ce a fost la gura lui. Că toți oamenii din județ, de fapt, sau toți, mulți dintre oamenii din județ, îl urăsc, pentru că... Îți dau seama cum arată, nu, evident, înapoierea județului Vaslui nu vine de la Buzatu, dar după 30 de ani de domnie, vă dați seama câtă antipatie și câtă silă a strâns el în acel județ. Bun, dar revenind la povestea cu protecția copilului și adjunctul acesta atât de loial, pe frică că va fi arestat, a început să se tăvălească ca un câine, zice, de asta spun Vlad. Nu cred. Fără să știi, l-ai citat pe martor. Ba da. A început să se tăvălească ca un câine, mimând că e beat. Mimând că este mor de beat. Astfel încât procurorii au zis, domnule, ce zi mai facem lui ăsta? Luăm mâine, las că îl aducem cu mandat de... Cu călăreală e acolo, mă, frate. Nu conta în ecuația integrală a cazului dacă îl iau pe unul din mașina cealaltă sau nu. Și într-adevăr l-au chemat a doua zi. După ce au plecat procurorii, martorul spune că ăsta a început să meargă normal, nu mai era beat în momentul respectiv, nu mai făcea precum, nu mai mărâia. Mărâia, ăsta a fost termenul pe care l-a invocat martorul. Frate, da. Vă dați seama că oamenii aceștia stăpâneau, sau stăpânesc în continuare, sau de ani de zile, cel mai sărac județ al României. Ce faună, ce cocălăreală e acolo. Și își părțuiau cu milioane de lei contractele de bani publici, pe bani publici. Județul României, care are un PIB la nivelul, în timp ce România are un PIB la nivelul care depășind nivelul Ungariei, da. PIB-ul pe cap de locuitor, Vaslui are un PIB la nivelul Albaniei sau Belarus. Da. Da, plâng subordonații lui Buzatu după el. Ce se fac ei acum că pleacă protectorul? Îți dai seama, trebuie să trăiască pe baza a ceea ce știu? Sau... Trebuie să trăiască din salariu. Sau pupă următorul stăpân, că na, trebuie să se perpetueze cumva. Da, mulțumesc. Și pentru a cita ultimul detaliu din povestea asta, citesc de data asta Vremea Nouă, cotidianul local din publicația locală din Vaslui, băiatul lui Buzatu, consilier la cabinetul premierului, cu ce a venit în noaptea, a venit și el imediat în noaptea perchizitată. Lui e normal, de fapt, dar nu asta trebuie evaluat. Era normal să ducă acolo, dar este tatăl lui. Cu un Porsche Cayenne. Măcar n-a fost ipocrit, Cătălin. Putea să ducă cu Dusterul ăla. Păi n-a mai avut timp să-și alcătuiască modestia în noaptea aia, într-adevăr. Da. Și mai spune-ne și nouă, te rog, ca să stau și eu liniștit, să se confirmă că... Numai o paranteză. Dusterul respectiv în care era Buzatu, încă o dată, era mașina Consiliului Județean. Da. Mașina de serviciu. Da? Așa se ține cumpără. Pe numele lui așa troacă. Da. Asta vrei să spui. Cătălin s-a confirmat cu salata băf? Că eram porbăgaș salată băf?
Luca așa a aflat că în oala respectivă era salată. Am aflat ieri, să știi că pe mine m-a înduioșat. Întrebarea e dacă era făcută cu mazăre sau fără. Aici era următoarea, dar dacă nu se știe sigur, deja e prea mult. Mulțumim, Cătălin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.